Ministerul de Finanțe n-are bani pentru că e prost. Să fie foarte clar că nu e decât sărăcia e rezultatul incompetenței. Pentru că eu cred că, din păcate, în România, criza va avea o formă de multiple W-uri, ca un fierăstrău, cu o volatilitate foarte mare. Coșmarul, din păcate, nu s-a terminat. Acum unde faptul suntem? Că ne-am împrumutat cu frenezie timp de 9 luni face ca viitorul să nu sune foarte bine, cel puțin pe termen scurt, și să depindă în totalitate de inteligența guvernanților. Anul viitor, domnule Patriciu, știu că dumneavoastră ați mai discutat despre lucrul ăsta, pe unde ați mai fost, și anume concedierea bugetarilor. E una din soluțiile de care vorbeați, pentru reducerea cheltuielilor. Când spuneți concedierea bugetarilor, speriați vânatul. Dar nu sunt nici vânați, sunt niște lumea oameni crede, care așteaptă totuși niște... Toată lumea crede că asta va însemna o nenorocire. Nu. Dimpotrivă. O relansare. Într-adevăr, 4 din 5 birocrați care se ocupă de colectarea și distribuția bugetului, deci acel personal administrativ care nu face nimic altceva decât să se ocupe de colectarea și distribuția bugetului, ar trebui într-adevăr înlocuiți cu sisteme eficiente de gestiune, cu computere, cu management serios. Deci în procente cam cât e în momentul de față? Asta înseamnă circa 600.000 de funcționari publici. Enorm. Nu. Nu este deloc enorm. Este rațional. Și dacă nu dorim să creăm o convulsie socială, creând o astfel de răsturnare de viziune asupra aparatului birocratic, care împovărează pe toți cei 20 de milioane, atunci le ușurăm acestor oameni schimbarea de direcție în viață printr-un pachet de concediere care să însemne un alt început. Un început liber, într-o economie liberă și cu mijloace, cu bani. De ce niciunul dintre candidații la președinție, inclusiv colegul dumneavoastră de partid, Crin Antonescu, nu a vorbit până acum deschis despre faptul că anul viitor vor trebui să zboare 600 de oameni, cât spuneți dumneavoastră? De mii de oameni. De mii de oameni, 600 de mii de oameni. De ce, domnule Patriciu? Pentru că probabil că niciunul dintre ei nu are această convingere fermă, așa cum am eu. Dumneavoastră îl mai susțineți pe Crin Antonescu? Da. Și de ce nu sfătuiți să spună lucrul ăsta deschis? Probabil că dacă ar crede spune, și el acest lucru? Ceea ce spuneți dumneavoastră? Nu cred. Nu crede? Nu. E mult mai ponderat decât mine. Mai e sincer, serios și simplu. De ce îmi place Crin? Dar convingeri economice nu avem similare. Asta este evident. Eu cred că numai astfel de măsuri ferme ne pot duce către prosperitate. Dar să știți că nu-i de ajuns. Să îți reorganizezi aparatul administrativ în așa fel încât ponderea lui în totalul populației să scadă. Dădeam într-un articol al meu un exemplu al unei țări care are un birocrat, de fapt un bugetar, nu un birocrat, la 75 de locuitori. Noi avem unul la 13 locuitori. Păi de unde să aibă bani dacă dumneavoastră faceți afaceri în Georgia? Credeți că există cineva în lumea asta care n-are pragmatismul de a face afaceri acolo unde taxarea este mai redusă, mediul de afaceri mai deschis, politica mai stabilă, taxele vamale inexistente? Cine credeți că vine de plăcere ca să-și tai o mână? Discutăm serios aici. Volumul investițiilor depinde de deciziile unor oameni. Unor oameni informați. Astăzi, informația circulă în secunde. Acei oameni, în momentul în care află tot felul de lucruri, că, de exemplu, se înjură politicienii români, sau că cineva vrea să facă un referendum ca dintr-o țară europeană să te transforme într-o țară estică. Să n-ai parlament bicameral, ci să ai un parlament unicameral.
ca Bielorusia și multe alte surate de ale ei din CSI. Păi când află chestia asta, uită de dosarul România. Se uită în altă parte, în Malaezia, în Vietnam, în Filipine. Deci dumneavoastră ați uitat de dosarul România? Nu, n-am uitat pentru că trăiesc aici. De aceea fac acele 10 măsuri, de aceea scriu un articol în fiecare săptămână. De aceea sunt interesat de aceste probleme. Dar atâta vreme cât nu reușim elitele acestei țări, toate elitele, nu numai cea politică, să începem să înțelegem că reformă nu înseamnă un bla-bla pe care îl spunem în fiecare clipă, ci înseamnă lucruri concrete pe care le faci mâine dimineață. Domnul Patriciu, țin minte, o Românie întreagă s-a uitat în seara la televizor, știți momentul, în care l-au văzut pe cel mai bogat român plângând. Da. L-ați acuzat atunci pe Traian Băsescu. Nici măcar atunci nu l-am acuzat direct. Dar vorbeam atunci de un câine care latră vaca din grajd care rumegă, ciobanul care se scoală și împușcă vaca. Nu l-am numit. Trebuie să începi să-ți cheltuiești puținele resurse pe care le ai numai pentru dezvoltarea infrastructurii. Repede. Există cel puțin 15 companii în această lume capabile să facă un kilometru de autostradă pe zi. Tehnologic, financiar și organizatoric. Păi haideți să ne deschidem ușile. Să-i chemăm pe aia. Să lăsăm barmanii, recepționerii și bișnițarii să se ocupe de ale lor. Nu să-i punem să construiască autostrăzi. Că nu vor putea niciodată, oricâte camioane și buldozere vor avea. E a treia referire în 5 minute la teme născute, Claudiu, din ograda Cotroceniului. Reformarea statului ca soluție. Nu fac politică aici. Dar nu pot să nu remarc idioțenia. Noi suferim de politicieni idioți care nu gândesc efectele vorbelor pe care le scot de gură la București, la Londra, la New York, la Frankfurt, la Paris, la Geneva, la Zurich și așa mai departe. Încă nu l-ați iertat pe Traian Băsescu. Eu nu o să-l iert niciodată pentru ce a făcut acestei țări, nu pentru ce mi-a făcut.